Mă bucur să mă reîntâlnesc cu Mircea Hodorna. Bună dimineața! Bună dimineața! Au trecut ceva vreme de când ne-am întâlnit noi ultima oară, atunci veniam eu la tine. Descopereai Mediașul. Exact, descopeream Mediașul, iar Mircea era ghidul meu, să spunem, în această lume foarte frumoasă. Mi-a făcut o mare plăcere să vă ajut atunci, timp de, eu știu, câteva ore să descoperiți ceea ce se întâmplă la Mediaș. Și orașul și oamenii. Și mai mult decât atât, nu numai oamenii, dar au fost niște activități interesante pe care le-am descoperit, între care chiar și partea de radio, studioul de radio acolo unde tu foarte mult timp ai petrecut și încă mai petreci. Încă mai petrec. Dar mai mult decât atât, Mircea a lucrat în această perioadă la coordonarea unui volum foarte interesant și zic eu, care ne ajută să înțelegem poate mai bine. Lumea din interior. Lumea, exact, din cealaltă parte a radioului. Așa avem... cum la televiziune, probabil unii se întreabă, ok, te văd pe tine, vorbesc, citești, dialoghezi cu domnul polițist care, îl felicit și eu pentru modul de prezentare. Se întreabă oare cum sunt cameramanii, sunetiștii, cei care te ajută la documentare. Oameni de treabă sunt, okay. Dar... Așa, da, se vede și felicit. La radio se schimbă lucrurile acolo, câteodată ești one man show, adică tu cu microfonul și ascultătorul. Da, este o diferență destul de mare, mai ales acum. Poate că mai de mult, nu știu, uite, volumul este 1950-2013. Cred că în anii 50 lucrurile stăteau un pic altfel la radio, erau mai mulți oameni în echipă. Acum, să zicem, în mai aproape de vremurile pe care le parcurgem noi, a devenit un one-man show de multe ori, în sensul că omul stă și cu butoanele și calculatorul preia... face munca pe care tu i-o dai să facă. Exact. Face playlist-ul, dar nu știu, a ucis din bucuria asta de a face emisiuni. Tehnologia, ca de obicei. Ei, într-un fel sau altul, știi? Adică există avantaje și dezavantaje pentru toate schimbările de genul acesta. Noi am început radio în momentul în care se făcea cu magnetofon, discuri, casete și totul trebuia să fie asistat de cineva. Chiar și noaptea făceam emisiuni. Acum, bun, îl avem pe domnul Gessler care lucrează. Dar atunci trebuia să-ți alegi foarte bine casetele, melodii. Aveam chiar melodii alese pe sprânceană să mai ieșim și noi la o țigară, la o poveste, la o cafea, ca să mai respirăm. Acum îți faci playlist-ul și te duci liniștit o jumătate de oră pe undeva și după care revii. Mi-aduc aminte și eu, la sfârșitul anilor 90 am început radioul și într-adevăr erau cu casete, reclamele erau înregistrate pe casete puse frumos, fiecare calup trebuia refăcut, știi câte reclame trebuie să intre într-un calup, nu era calculator și când a apărut calculatorul în studioul nostru, deci mi se părea ceva fantastic în care puneam cu pe Winamp, știi, deci puneai câteva melodii acolo frumos, era ceva... cum să spun eu, lejer. Incredibil de lejer. Da. După ce înainte, mi-aduc aminte la prima emisiune, am încurcat la niște discuri, erau discurile cu carcasă și într-o grabă nu le-am mai pus la locul lor și nu mai știam care, cum, de unde sunt. Era o nebunie. Dar până la urmă face parte din farmecul acesta de a lucra în radio, entuziasmul și, nu știu, trecerea timpului, poate că le așează. Cred că și acum găsim o anumită bucurie de a lucra. Sunt radio, unii care în continuare fac eu știu, meseria asta de radiojurnalist cu plăcere și care se duc la reportaje sau își fac emisiunile punând suflet. Dar majoritatea dintre ei probabil nu văd lucrurile așa și o văd ca doar un job de la 9 la 5 și atunci ascultătorul simte chestia asta. Exact, asta vreau să subliniez și eu, se simte. Se simte. Atunci când mergi la serviciu doar pentru că știi că în 15 vine salariul, atunci lipsește ceva. Da, și ascultătorul simte și programul atunci are de suferit. Eu am absolvit școala de radio jurnalist la BBC în 97 și Cristian Minditelu, care era atunci șeful departamentul secției române, ne-a spus în câteva cuvinte cam totul ce despre radio și ne-a spus un lucru foarte bun, adică să nu încercăm să imităm, să nu fim roboți, pentru că ascultătorii vor o voce, un suflet la microfon și nu un robot. Cine crezi tu că trebuie să aibă această carte în bibliotecă neapărat?
Eu sigur o să am. În primul rând, medieșenii, cei care au lucrat la cele două posturi de radio, la primul post de radio Media 725, la Radio Ring, care a venit după 5 ani, și cei care sunt interesați de ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere radiofonic sau a istoriei a presei, pentru că din 1950 a fost înființată prima stație de radioficare în media și care a funcționat până în 1992. Și pot să fac o comparație. Cum era programul atunci, în perioada comunistă, cum se adunau știri, cum se făcea propagandă și cum am trecut, din începând cu 23 aprilie 1993, la un alt gen de radio, în care medieșenii le vorbesc medieșenilor. Știi bine, radioul local are farmecul lui. Dacă vrei să știi ce se întâmplă în urbea ta, asculți în primul rând ce se emite de la tine de acasă, după care te uiți în altă parte. Crezi că e valabil, pentru că avem aceste rețele de radio, da, da, naționale, uh-huh, și se bat pentru supremație, de multe ori îngroapă, să zicem, posibilitățile locale de a se... Păi dacă vrei să ai surpriza când te duci acasă, să nu găsești gaz metan la aragaz, să nu ai, eu știu, curent electric sau ești cu mașina în oraș și să dai de un accident ceva, atunci ascultă rețelele naționale. În timp ce dacă vrei să fii la zi cu ce se întâmplă în orașul tău, atunci asculți radiourile locale, pentru că în momentul în care se întâmplă ceva în oraș, cei care lucrează la un radio local, obligatoriu trebuie să-ți spună. Știi ce să mai spune? Că atunci când asculți un radio local, e, nu știu dacă e vorba de Cluj sau de media și în mod special, așa, dar de în orașele general din România, da, vorbind de orașele de provincie, atunci când asculți un post local, simți că este local și că nu are performanțele pe care le impun radiourile mari care emit din București. Mm-hmm. Practic se caută fluența aceea pe care o vedem sau pe care o ascultăm, că vorbim de radio. Da. E de preferat să fie bun o limbă cât se poate de corectă, română, dar câteodată e bine să-ți păstrezi și accentul. Dă farmecului, e sarea și piperul emisiunii. Pentru că dacă nu ești o voce ca oricare altă, chiar dacă e un defect de vorbire la un moment dat, și poate fi folosit în favoarea ta. Face emblemă. Face bun, da. Îți creezi tu un brand și atunci lumea, bun, ascultă astăzi un post, mâine un post, așa, până dă și te ajunge la tine și te descoperă. În această carte am primit-o în această dimineață, am apucat să o răsfoiesc puțin, am dat de mai multe nume. Practic regăsim activitățile celor care au lucrat în cele... Eu la sfârșitul anului 2009 m-am gândit că trec câțiva ani, deci în 2013 se împlinesc 20 de ani de radio local. Și am zis, hai să mă apuc să fac niște interviuri video. Era prea greu. Am zis atunci, hai să scriem o carte. Le-am trimis mail-uri, am discutat cu cei care sunt în Mediaș, mail-uri și pe Facebook cu cei care sunt în alte orașe, prin străinătate, că avem mulți colegi care sunt plecați prin Canada, Italia, în Spania. Și am zis, uite, am un set de întrebări pentru voi, dacă vrei îmi răspuns, i-am spus care e intenția, unii au răspuns, alții au tărăgânat, alții au spus franc în față, eu să-mi scriu memoriile, bun, nu colaborăm. Și s-au strâns 55 de persoane care au colaborat cu mine. Am mai luat încă 20 de oameni din Mediaș care au fost implicați cât de cât în activitatea radiofonică și au avut posturi cheie, eu știu, în primărie, la comunicare, artiști plastici, tenori. Am chiar și un prieten din Germania care a făcut turnee prin America și acum revine în România. Și am zis, bun, vreau să scriu o carte, dați-mi răspunsurile, și toată lumea atunci, în momentul în care îmi trimite materialul, eu nu modific nimic și punem pe tapet ceea ce ați trimis voi. Avem 5 medieșeni care lucrează acum în Cluj. Eu o să mă întâlnesc după masa, sau în seara asta o să mă întâlnesc cu ei. E Dodo Mesaroș, pe care... Exact aici am și deschis cartea. Dodo a fost colegul meu de matinal timp de vreo 2 ani și câteva luni. Da. Am împărțit diminețile și zile întregi de multe ori cum ne întâlneam să pregătim, da, sau să
trecem prin diverse situații împreună. Și experiența lui radiofonică a fost una benefică. Așa este. Cine mai e dintre clujeni? Ana Muntean lucrează la un post de televiziune, este Sorina Dănilă, a fost la Realitatea și acum la era Kiss FM, Necta, deci sunt oameni. Și vreau să dau și de Sergiu Matei, un fost coleg de-al meu de la școala BBC. E acel cameraman de la ProTV care a fost felicitat de Dalai Lama și de Richard Gere. Apare și în capitolul Influența BBC asupra radioului Medieșan toată aventura mea la școala BBC și interviul cu Cristian Mititelu. Desigur că și pe Mircea Hodârnău îl găsim în carte. Da, ultim materialul nu e scris de mine. Am vrut să subliniez faptul că aici scrie așa volumul coordonat de Mircea Hodârnău. Da. Cine a scris bucățica despre tine? Jimmy Ionescu, un coleg de la televiziune care a fost și cu mine coleg la Radio Ring. De fapt, eu de la el am preluat talk show-ul săptămânal Lentila de Contact, după care el a decis să meargă pe sticlă după câțiva ani de radio. Nu trebuie să uităm de prefață, este scris de conferențiar universitar dr. Răduț Bâlbâie, vicepreședintele Asociației Române de Istoria Presei. Este un om foarte cunoscut în comunicare, a fost profesor la facultatea unde am făcut eu masterul la relații publice și comunicare și ne-am apropiat așa. E un om la care mă ajunge la curs în fiecare zi, pentru că am ce să învăț de la dumneavoastră. Și la tehnoredactare m-au ajutat doi prieteni și colegi, e vorba de Diana Mureșan la tehnoredactare și coperta aparține unui fotograf de excepție, este vorba de Ionuț Anișca, e chiar media și-l văzut așa într-o iarnă, dintr-un punct. Spune-mi un pic, pentru a lucra la o astfel de carte, ai zis că ai luat legătura cu oamenii, da, că i-ai întrebat nu știu ce, cât ți-a luat ca și timp? Păi mult mi-a luat până am așteptat să-mi vină materialele, după care le-am pus cap la cap și am zis, ok, asta e cartea, am predat-o Dianei, ne-am bucat de copertă și am stat să apară. Cartea apare cu ajutorul Direcției de Cultura Primăriei Municipiului Mediaș, cu Asociația Culturală Mediașul nostru, Muzeul Municipal, face de fapt parte dintr-o colecție, e vorba de Biblioteca Muzeii Mediensis. E numărul 13, eu sunt născut într-o zi de 13 și chiar cel care a coordonat sau coordonează volumul mi-a zis, zice, băi, e numărul 13, că-ți convine? E super! Și atunci și un tiraj suplimentar l-am scos cu ajutorul unui prieten, este vorba de Doru Țichindelean, care are o firmă în media și atunci lucrurile s-au stabilit. Cartea o să fie lansată după 15 octombrie, o să fie la Mediaș și a doua zi la Sibiu. La media și la Sibiu, după 15 octombrie, este eventual să ne și pe noi la curent să mai facem anunțurile de igoare. Obligatoriu. Spune-mi un pic așa, suntem în anul 2013, da? Pe intervalul acesta de care, 1953. 63 de ani sunt. Foarte multă vreme. Radioul de astăzi formează cu adevărat oameni de radio sau ce se întâmplă în ziua de astăzi cu cei care pășesc pentru prima oară, deci într-un post de radio? Tinerii? Da. Păi, am avut colegi și am colegi care au început să facă radio de la 6-7 ani. E vorba de Mădărina Vintilă, a ajuns acum ei la Pro FM. Și a fost și la Cluj, a lucrat și în televiziune. A fost și la noi, colegă cu noi, la TVR Cluj. Da. Deci dacă de mic îți intră virusul, atunci nu mai scapi. Trebuie să fii făcut pentru așa ceva. Am avut chiar și mai mulți colegi care la un moment dat vreau să fac, nu știu, divertisment, să faci... Ei erau foarte buni pe sport. Și am zis, uite, haide, te lasă 2-3 zile să vezi cum curge programul tău, înregistrează-te, te asculți acasă și discutăm. Și după 2 zile a venit și a spus, ok, lasă-mă la sport, că e mai bine așa. Fiecare om trebuie să facă ceea ce știe și ceea ce îi se potrivește. Și să ajungă la, această concluzie în mod conștient, pentru că dacă nu își fac această analiză sau dacă nu-i ajut să înțeleagă, ei vor rămâne cu impresia că ai ceva cu ei și da, de asta nu... Eu te-aia și l-am pus, zic, ai, ok, eu te pun pe un segment unde audiența e mai mică, dar dă-ți tu seama că nu ești făcut pentru așa ceva. Da, radioul, nu știu dacă numai radio, televiziune, că la un moment dat m-a întrebat cineva, spunea persoana respectivă, eu nu cred că aș putea vreodată să lucrez la televiziune, că nu e de mine. Nu știu dacă îți mai dau un exemplu. Aveam o colegă
făceau emisiune de copii. Îi nebunea, suna telefonul, deci cei care erau la tehnic câteodată își puneau mâinile în cap și zice, eu nu mai viu sâmbătă dimineață. A plecat din oraș. Am avut o problemă să găsim un locuitor. Ne-am dus pe la grădinițe, educatoare, profesoare, zic, mai sunt mai aproape de copii, știu să comunice. Le-am adus dimineață în studio. Acum. Și când au văzut-o pe colega noastră cum lucrează cu copii și ziceau, primul lucru a zis, da, nu, noi nu trebuie să citim aici. Nu aveți scris nimic? Ok, bun. Comunici, vorbești cu copilul ăla de la distanță, îi dai o temă, trebuie să comunici, să-l faci să vorbească. Asta e simplu. Bineînțeles, trebuie să ai un bagaj de cunoștințe, smart. Că și mie, la un moment dat, colegii la începuturi, pe 94-95, când nu era Google, nu era internet, nu... Eu aveam toată colecția de pop rock and roll lui Andrei Partoș. Și aveam reviste de specialitate din Germania, din... Și aveam o cultură muzicală. Și le-am spus, ok, eu când o ascult muzică, eu derulez. Să citesc. Deci trebuie să fii pregătit pentru ceea ce... Să fii totdeauna cu 30 de secunde înainte decât melodia. Cel puțin, da. Apropo de chestiunea cu cultura generală, la câteva castinguri pe care le-am organizat, mărturisesc că am întâlnit și oameni care vroiau să facă asta pentru mirajul ăsta pe care îl vedem, știi, cu televiziunea sau cu radioul. Și întrebam, din punct de vedere al background-ului cultural, deci unul la mână, că unii nu înțelegeau ce ceream prin background cultural. Și în al doilea rând, mă convingeam din câteva minute că, în câteva minute, că lucrurile nu sunt atât de simple pentru ei să pătrundă în această lume. Dincolo de faptul că spuneai tu de talent, sigur, și talent trebuie, dar peste talent trebuie să mai pui încă ceva. Muncă. Anume, e muncă, cultură, muncă. Da. Eu am avut un program Media și Mentorship, care s-a adresat tinerilor, 11 ediții, și am ales și presă, bineînțeles. Și la final am adresat întrebarea. Care vrea să facă radio, televiziune? Fetele toate vor știriste, vor să facă la sport. Bun. Din păcate, la sport acum se aleg doar fete care arată bine. Dar dacă le iei la bani mărunți, chiar Cristian Țupescu zicea zilele trecute că... Bun. La bani mărunți nu cred că se mai... Detest la bannote mari. Sportive. Da, ai văzut, spuneam mai devreme și dintr-un ziar, nu mai știu. Te-am urmărit la revista presei cu Bianca și cu tipul de la Meteo. Asta e. Adică, no comment. Prima pagină, știi? Mă deranjează puțin. Eu nu spun, mai cuprinde, sigur, acolo, la capitolul... Dar eu cred că aseară erau pe toate posturile, dacă nu mă știu. Eu mă bucur că aseară am călătorit, eram în drum de la Iași înspre Cluj. Mă bucuram așa de peisaj, sau mă rog, de șosea. Nu, i-am urmărit un interviu cu Tudor Gheorghe și pe care... S-a fost mai târziu un pic, am urmărit și eu interviul respectiv. Cu Tudor Gheorghe, după care cel care intra în emisie zicea că și el s-a săturat de ce vede pe micul ecran. Dar asta este, nu știu, e vina ratingului. Sunt mai multe, mai mulți factori care cred eu se cumulează aici, toată lumea fuge după rating. E prea, da. Asta este povestea, că se fuge după rating. Dar, altă dată vorbim despre rating, vă invit să urmăriți activitatea lui Mircea. După 15 octombrie se fac cele două lansări, în mod oficial, găsim cartea prin librării. Ok, și bineînțeles, dacă urmăresc site-ul meu, mirceahodurnou.ro, acolo... Apropo, vă recomand site-ul. E un site unde chiar afli tot felul de lucruri, mai ales dacă ești din media, așa, asta e clar, dar nu numai. Sunt unele lucruri care, zic eu, sunt fain de citit și dacă nici media așa. Da, pentru că descoperi că, într-adevăr, în media sunt oameni care au făcut performanță și care pot fi dați exemplu. Așa. Da. Acum am început și lucrez la o a doua carte, este vorba de mediașenii rock and roll. Și tot așa începem din anii 60 și 7 cu prima formație de beat și rock and roll din Mediaș. Până în 2012, când Tudor Turcu a adus factorul X la Mediaș. Să vedem ce se mai întâmplă. Ne ții la curent pentru volumul 2. Deocamdată, iată, această carte neapărat de căutat. Mulțumesc foarte mult, Mircea. Eu mulțumesc pentru promovare și pentru invitație.